toți elevii care au anumite probleme de sănătate sau care doresc să fie învoiți, și asta mă refer întâi la elevii minori, sub 18 ani. Conform statutului elevului, articolul 15 aliniatele, dacă nu mă înșel, F și G, parte ceva de genul ăsta, să nu greșesc exact, articolul 14, F și G, precum și alte aliniate din articolul 14, părăsirea instituției școlare se face cu anunțarea profesorului diriginte, atât în situații de sănătate, cât și în alte situații. Pe baza unei hârtii scrise, asta este hotărârea pe care am luat, o hârtie scrisă pe care dirigintele o va primi în momentul în care elevul, de exemplu, acum elevului, de exemplu, are o problemă, da? Foarte bine. Pe baza acestei cereri este anunțat părintele, tutorele legal, conform statutului elevului, și părintele, tutorele legal, vine să-l ia pe elev. În momentul în care elevul are probleme de sănătate, dirigintele va fi anunțat dirigintele, dirigintele duce la cabinetul medical. Dacă la cabinetul medical se constată starea de sănătate nu tocmai gravă, atunci acolo se desfășoară serviciile medicale corespunzătoare. Dacă este grav, se cheamă salvare și elevul este dus la spital. Dar toate acestea numai după ce a fost informat părintele sau tutorele legale. Scrie în statutul elevului și de aceea tocmai m-am și gândit foarte bine și ne-am gândit foarte bine să respectăm în tocmai statutul elevului. De asemenea, elevii majori care doresc să părăsească școala, conform statutul elevului, au dreptul a părăsi școala, însă, așa cum scrie în celelalte articole că elevii trebuie să... Noi trebuie să anunțăm părinții, vom face și cu anunțarea părinților. Deci ca să nu fie niciun fel de problemă. Dar toate aceste lucruri, de aici înainte, trebuie să fie clar stipulate și aranjate. De asemenea, am solicitat tuturor directorilor ieri ca să se facă o verificare foarte drastică a prezenței elevilor și profesorilor la ultimele ore. Mai ales, mă refer, să zicem, la programul de dimineață, între ora 12 și ora 14. Deci acestea sunt câteva măsuri pe care le-am luat și putem să le luăm din punct de vedere administrativ, măsuri care, de fapt, sunt, dacă vreți, sunt conforme cu ceea ce avem hotărât noi ca activitate, ca inspectorat și școli. De asemenea, după întâlnirea cu Consiliul Elevilor, pe care sper să o avem, pentru că dumnealor au un program foarte încărcat, mi-au spus, și nu au avut posibilitatea să se întâlnească cu mine, am stabilit această întâlnire pe data de 3 februarie. După această întâlnire, voi primi cu siguranță răspunsuri la următoarele întrebări din partea elevilor, cum să fie rezolvată problema fumatului din școli, pentru că, așa cum se știe foarte bine, nu se fumează nici o instituție publică și nici în școală, dar nu trebuie să ascundem aceste lucruri. De asemenea, vreau neapărat să văd și poziția și punctul de vedere al elevilor privind protecția acestora la nivelul instituției de învățământ. Pentru că în articolul 5, în obligațiile pe care le avem noi, se spune foarte clar, elevul este protejat din punct de vedere social, din punct de vedere educațional, în interiorul unității de învățământ. Deci subliniez. Și de asemenea o să mai văd și soluția pe care Consiliul Elevilor va da privind chiulitul de la ore.